Hai cu neața și cu toate alea. Gata, oficial plecăm acasă. Ieri am spus că mergem să facem o drumeție de 16 km. Nu s-a mai putut, noi ne-am trezit dimineață. Am fost acolo, însă era închis. Dacă ne urmăriți pe Instagram, ați văzut că era închis. Mai erau și alții care voiau să facă acea drumeție, dar guvernul Elen a zis că închidem ca să nu se creeze incendii, să prevenim incendiile. S-au speriat foarte tare cu incendiile de pe insula Evia și au spus că în locurile foarte turistice, unde există șanse ca ceva să ardă, cum ar fi copaci, tot felul de plante, au închis. Așa că data viitoare sperăm să găsim deschis să facem acea drumeție. Acum facem bagajele, de fapt aproape le-am făcut și noi avem feribotul la ora 9 seara. O să mergem puțin prin Hersonisos. Dacă o să găsim deschis acolo la carturi, o să ne dăm și cu cartul. O să facem așa câteva cumpărături și plecăm spre casă. O să noptăm la Kirkini Lake, dacă ați văzut anul trecut, la granița dintre Grecia și Bulgaria. Există un lac foarte, foarte mare cu zeci de specii de păsări, cu bizoni. E foarte frumos. Dacă nu l-ați văzut, căutați în vlogurile noastre de anul trecut, căutați lacul Kirkini. Vă rețin puțin pentru a mulțumi partenerului acestui canal și protector al datelor noastre online, ExpressVPN, cel mai vechi în industrie și probabil cel mai rapid serviciu VPN. Toți urmăritorii acestui canal primesc 3 luni gratis și 49% reducere pentru abonamentul anual. Tot ce trebuie să faceți este să accesați linkul din descriere. Eu folosesc acest serviciu de peste 2 ani de zile, atât pe telefon, tabletă sau PC, și mă ajută să-mi țin datele 100% în siguranță atunci când mă conectez la orice rețea publică. Tot cu ExpressVPN putem accesa website-uri sau conținut de pe acestea care sunt blocate în anumite regiuni, cum ar fi Netflix, Disney+, Amazon Prime, Hulu sau altele. Așa că accesează linkul din descriere pentru a învăța mai multe despre cum ExpressVPN îți protejează datele online și ia-ți oferta specială din partea mea cu 3 luni gratis plus o reducere de 49% pentru abonamentul anual. Plecați acasă, bă! Acasă cu voi! Acasă! Alte Alina, zici că am dat afară din casă. Du-te, Alina, gata! Du-te în lume, Alina! Te părăsesc! Mamă, dar mă părăsești, dar te-ai luat ceva? Te-ai luat mileurile! Mi-am luat zis că de la mama! Nu putem să plecăm de aici, din zonă, până nu trecem pe la Ioannis, îi spunem la revedere. Și a rămas de seară că înainte să plecăm, să venim, să ne facă cafelele, să ne dea ceva de mâncare pe drum, să ne facă o băutură specială, ei fac rachi cu ceva miere. Este o băutură senzațională și a spus să nu plecați până nu vă dau cel puțin 3 litri de fiecare să aveți acasă, să vă aduceți aminte de mine. Și acum ne prepară băutura. Special mixture from Ioannis. Yes. Cocktail special. You remember my thing? Yes. Now now is the with the honey. Now different systems. Yeah. Catalin, plecăm și de aici. Asta nu. Nou. Nu puteam. Am așa mai deja vă nu știți. Asta nu puteam să nu ne luăm la revedere. Da, n-aveam cum. Chiar n-aveam cum să ne luăm la revedere de la Iani. Noi dacă ar fi să ne luăm la revedere de la toți prietenii de aici, ar trebui să mai stăm 2 zile. Da. Cam 2 zile durează așa, rămas bun. Da. Am ninja! Sunt angajat acum, lucrez la prietenul meu aici, la Ianicos Taverna. I am the best employer here. Employer of the month. Caesar. Duc la copii cafelele. Avem aici... This is 2 espresso, no? Yes. Ok. Like logo, espresso și pahare pentru ce vor ei să bea.
Da, I'm coming, ok, no problem, no rush. Relax, I'm working, you are in the holiday. No stress, relax. Relax, I'm working, you are in holiday, relax, balance. Mai bine, acum apac. Ia uita ceva mai mult aici. Balans, mai frumos, balans. Oh. Metrei, spăl și mie mașina. Gata, spăl și mașina. Mai vrea domnul altceva? Da, mi-a pus zic în fața camerei. Nu ne lasă Iani să plecăm fără rachi cu miere, fără ulei de măsline. Deci, știți, la țară când vă duce la aia bătrân și vă umple sacoșele cu gem, cu dulceață, cu ulei, cu... Așa e Ioanis. Ne-a umplut pe bagajul. Vedeți ce? Asta vă spuneam, că în Grecia găsiți oameni ok, ca și în România de altfel, dar în unele părți sunt și oameni mai puțin ok, dar noi suntem fericiți că am dat doar de oameni foarte, foarte ok aici în Grecia. You coming here, you never know. Open doors, you have open doors, nice to meet her. I'll show you around. To have a really good life, the best without problems, the virus and the little normal life, the guys. This is very important. Ninja? Ninja, my genie ninja. My ninja, genie. I'm so happy to see you again. Enjoy the time, enjoy the life. Yeah. It's summertime, go out, enjoy it. The summertime. Summertime and survive it myself. Thank you so much. Are my baby. Have a nice time, have a Thank nice you. Relax. All the best. Despărțirile sunt cele mai grele. The next time, I wait. Păi plecam noi, Alina, fără să ne bădăm cu carte odată. Nu plecam. Și acum se dă și fratele Alex. Dar vezi că n-ai voie să ții la volan, băi. Adică, mă, cine a scris asta? Dacă, păi, de atunci ne-am zis cu câțu. Păi dacă a băut ăla nu bea eu, că ai voie? Avem toată pista pentru noi, carturile ne așteaptă și avem norocul că acum să fie puțină lume. De fapt, pe pista acum nu este nimeni, cred. Nu aud niciun cart. Vedeți că avem aici un video de anul trecut foarte tare, cu Alina, cu mine, când ne dăm pe aici. Acum o să filmăm foarte, foarte puțin, n-are rost să mai facem... Încă un vlog de aici, așa că doar așa am vrut să vă arătăm că noi înainte să plecăm de pe insulă trebuie să trecem așa pe la toți prietenii să ne luăm la revedere. Iar ei aici când au auzit că suntem aici ne-au chemat că veniți să vă mai dați cu cartul, să nu știu ce să. Venim! Păi nu venim noi? Să vedem acolo pe care îl luăm, uitați acolo domnul repară carturile stricate. Dar anul trecut a fost prima dată când m-am dat și a fost super senzație. Acum trebuie să experimentezi tu senzația asta cu mașinuțele. Vezi că cu asta nu poți să te răscoli, dar dacă te chinui... Măcar un cauciuc bun, un continental, un ceva să plecăm și noi de aici. Alina care fiu farina, vezi că nu sunt pe farina. Nu, ce? Mi-am rupt anul trecut, nu mi-am rupt. M-am descurcat foarte da, bine. Deci anul bine. O să mă descurc și mai bine. Da. Se scrie Alina pe treabă. Hai Alina, bagă! Să ieși numărul 1. Da? Vrei. Ok. Not together. All that. All ready. Ok. When you see the flag, you make one last lap. Coming from the back side. If you spin out, you stay in the car, raise the hand, you will have to give you help. A intrat într-o depășire periculoasă și vine și trece. Termină Alina prima cursă fără niciun fel de problemă, încă conduce cursa. Alina încă o tură și câștigă trofeul Cretei din Grecia, favorita acestui an. Hai, te dau o cola, te cinstezi dacă câștigi. Alina, calcă. Iată pe Alina, nu se lasă. Calcă pedala la maximum.
Uitați-vă și voi câtă pasiune! Vin și colegii din spate. Vor să o prindă, dar nu o să reușească pentru că Alina este o adevărată luptătoare. Încă o cursă și gata. Sunt aproape de final. Hai, Alina, ești în față. Calco, calco. Nu se poate. Colegul vrea să depășească. Oh, aproape s-a accidentat. Doamnelor și domnilor, ultima cursă. Alina luptă, luptă, Alina luptă. Are un avantaj de aproximativ 4 metri. Să vedem dacă va termina pe primul loc. Oh, nu, este depășită. Dar Alina luptă în continuare. Toată lumea cu sufletul la gură. Și Alina termină învingătoare. Alina a terminat învingătoare. În cursa pentru insula Creta. Învingătoare pe neba, că s-a oprit aici. N-are nimic. E bine că ai învins. A luat premiul cel mare. Când am luat piciorul de pe accelerație, aici mi s-a oprit. Am pus frâna de tot și de-asta. Distractiv! Merit un suc. Merit sucul azi, mi-a rămas. Gata, și cu carturile, ne luăm la revedere de aici, de la prietenii noștri și mergem, mai facem câteva cumpărături. Da, eu am de căutat două produse. Să facem cumpărături și să plecăm către port. Mai bem și noi poate o cafea și direct către port să prindem loc. Da. E full. Oh, da. Și mâine, și poi mâine. Da, feriboturile sunt full, toate locurile ocupate. Gata, am ajuns la port. V-am explicat și anul trecut, când vă cumpărați bilete, puteți să intrați aici, înăuntru, în portul din Heraklion, să vi le printați, pentru că ei spun că nu este nevoie să ai bilete reprintate. Dar cineva de la intrare în feribot mi le-a cerut printate și atunci noi ne-am obișnuit. Ori ne le printăm, ori dacă nu mergem la birou și le luăm, tot de aici o să luați formulare pe care trebuie să le completați, unde scrieți că nu ați avut COVID sau ați avut COVID, ați făcut vaccinul sau nu l-ați făcut, aveți un test sau nu, și cel mai bine e veniți mai devreme, le completați de aici, pentru că vi le vor cere la îmbarcare. Apoi să aveți la voi certificatul de vaccinare, dacă v-ați vaccinat, sau testul PCR valabil. După care începe procesul de îmbarcare. Noi să ne suim foarte repede ca să ocupăm un loc la canapele. Am încercat să luăm și o cabină de dormit, dar nu mai erau locuri. Și eu o să rămân cu mașina să o parchez înăuntru. Iar eu o să se ducă de acum ca să prindă loc undeva la canapea. Feribotul pleacă peste vreo 2 ore și jumătate, dar dacă ajungeți exact, nu știu, în momentul când pleacă sau înainte cu o jumătate de oră sau chiar și cu o oră, nu o să mai găsiți loc la canapele și nasol, pentru că o să vi se facă somn la noapte și nu aveți unde să dormiți. Ready? Ready, dăm papucii Adidas. Cezarau acum își lasă papucii, își pune Adidas și cum ne place nouă, pe fugă. Stai așa, Alina. Este Alina. Ia, hai, Alina, pa. Papucii, haide, pa. Să mă sun, să-mi trimiți mail. De data asta am parcat la ultimul nivel. Am coborât 3 etaje. Acum să urcăm și să țin minte exact unde. Mâine la 6:30 trebuie să fiu aici. Să iau mașina. Ăsta este alt nivel. Care încă nu e plin, pentru că încep să bagem mașinile de jos în sus. Hai mai departe. La ce nivel e aici, frate? Mamă, nu știu ce nivel e, să țin minte. Nu scrie nicăieri. Deci deck 2 și am mai coborât un nivel. Ok. Deci să mergem la recepție, să vedem dacă mai găsim liber vreo cabină de dormit. Am încercat să luăm și erau ocupate. Acum, pentru că suntem 4,
e avantajos. Ar fi costat față de prețul total, față de prețul total de 200 de euro pentru 4 persoane și o mașină, am fi plătit 220 pentru o cabină de 4 persoane. Însă toată lumea se întoarce către Atena sau către restul Greciei din Creta pentru că vacanța lor s-a terminat. Noi ne-am nimerit aici fix când ei pleacă din vacanța lor de Sfântă Mărie. Că și ei sărbătoresc ca noi. Așa. Hai să vedem. Aici e la nivel. Uite și aici. Gol. Dar o să fie full și acesta. O să fie ocupat în întregime. Bun. Mai jos. Mai sus. Auzi, mai jos. Acum începe să arate bine. Uitați-vă și voi cât am mâncat de la mașină și până la recepție. Și aici ne-au cerut certificatul de vaccinare. Hello, hello! Am fost very fast. Alina, gata? Ai bun găsit? Da. Ați întrebat de dormit? Nu, dar stăm pe tine. Hai că am nimerit loc bun. Da. O cafea, o cappuccino. Eu sunt curioasă că mi-am luat cafea. Da. Ne-am mufat aici, lângă bar. Barul este în direcția aceea. Și noi ne-am mufat aici să avem și canapea și să avem și priză. Doar că mai încolo trebuie să facă Cezara, o combinație, am tripla la mine, să le bag și lor lumina. Să ne băgăm și noi laptopul, poate mai edităm un vlog, zic și eu, nu? Păi nu? Păi da. Cezara o editează și Alina doarme. O fi bine așa? E bine. E că n-am avut noroc să luăm o cameră. Am stat la coadă undeva la, nu știu, 40 de minute și ne-au spus că nu mai au camere. Alina a rămas pe live cu voi și eu de acolo, de pe telefon, comentam. Eu ochisem o cameră pentru 4 persoane și avea și duș, avea și aer condiționat, tot ce trebuie, dar asta e. Data viitoare o să știm să ne o rezervăm din timp. Hai cu neața și cu toate alea, direct din garaj. Am ajuns la mașină, este 6 dimineața și uitați-vă și voi cum arată aici la ultimul nivel. Nu am cum să intru în mașină, nici pe partea asta, nici pe partea cealaltă. Trebuie să aștept să înceapă să iasă mașinile ca să pot intra. Exact din poziția asta de aici trebuie să facem un rond așa. Să întoarcem și să o luăm pe acolo. Și mai sus și mai sus. După aproximativ 7 ore de condus, am ajuns la Kerkini Lake, aflat la granița dintre Grecia și Bulgaria. Sunt rupt la pufarină. Alina s-a dus direct și s-a întins. Noi aici am mai stat anul trecut. Domnul care deține aceste case de aici este chiar directorul Parcului Național de aici și diseară sau mâine poate o să luăm din nou o barcă și o să mergem să dăm o tură pe lac, să vedem pelicani, flamingo, tot aici sunt foarte mulți bizoni. Este un lac foarte, foarte, foarte frumos și vă recomand dacă vrei să veniți în Grecia, dar să vedeți altceva în loc de plaje și apă albastră, puteți să veniți aici la Kerkini Lake, o să vă las eu în descriere adresa și puteți să vedeți și vlogul pe care l-am făcut aici anul trecut, unde ne-am plimbat cu barca, am filmat pelicanii, flamingo, bizoni,
Cred că e un loc foarte mișto să stați 4-5 zile, este și aproape și se poate și pescui aici. Am întrebat și spune că da, se poate pescui. Nu știu exact detaliile de costuri sau că este parc național și probabil că sunt anumite locuri unde se poate pescui. Lacul acesta are o suprafață de între 100 și 110 km pătrați, deci este foarte mare și de jur împrejur sunt construite locuri pentru observarea păsărilor. Sunt gratuite, adică puteți opri mașina, intrați în acel observator, vă luați un binoclu, o cameră și puteți admira flamingo, pelican și alte specii. Acum o să intru și eu să mă odihnesc puțin că deja nu mai văd bine și o să ieșim diseară probabil la apus, să ne plimbăm puțin, o să mâncăm ceva și să ne interesăm de barcă. Poate o să luăm mâine dimineață înainte să plecăm, să facem o tură la răsărit. Să vă mai arăt încă o dată locația. Au 1, 2, 3, 4, 5 case. Noi am plătit pentru o casă 180 de lei. Suntem 4 persoane, casa are o cameră cu un pat dublu și livingul cu două paturi de persoane. Nu am găsit două case disponibile, așa că am luat una. Pentru o noapte putem să dormim fără probleme aici. Dar dacă rezervați din timp, gândiți-vă că puteți să veniți cu prietenii, cu familia și să luați mai multe case. Așa că de asta vă zic, e un loc foarte, foarte bun. Acolo aveți și biciclete puse la dispoziție ca să vă plimbați. Așa arată livingul. Aici avem două canapele care se fac paturi. Una, a doua. Televizor, masă, aici avem o carte cu absolut toate informațiile despre acest parc național. O bucătărie aici, vedeți că este o locație foarte bună și pentru stat pe termen mai lung. Frigider mare, cuptor cu microunde, tot ce aveți nevoie. Aici încă o masă de lucru. Și acolo este camera cu patul dublu. Acolo sunt Alex și cu Mihaela și sunt s-au băgat la somn, așa că nu o să-i deranjăm acum. Dar v-am spus, căutați vlogul de anul trecut, o să vă las și link și o să vedeți cum arată și dormitorul, pentru că toate casele sunt la fel. Hai cu Nata și cu toate alea de pe Kilkenny Lake. Ne-am trezit cu greu pentru că eu personal aș mai fi băgat încă 4 ore, așa cel puțin. Am băgat 8 ore, dar mai mergeau încă 4. La tine mai mergeau, Alina? Încă 10, dacă voie. Nu, e ok, m-am trezit ok. Ca și anul trecut, vom merge undeva la o oră jumătate cu barca și vom admira pelicanii, pescărușii, pescarii, flamingo, dacă o să avem noroc să-i vedem. După care mergem spre casă. Aș vrea să prindem zi așa, dar o să prindem dacă plecăm, să zic așa, până cel târziu ora 12. Eu zic că în 8 ore suntem acasă, pentru că suntem la graniță cu Bulgaria aici. Suntem la 50 de kilometri de Sereș, unde este granița cu Bulgaria. Uitați-vă și voi cât ai lacul. Și da. O să mai filmăm puțin de pe barcă. Știți voi cum e vorba aia, după care puteți uita. Aceasta este barca în care plecăm. Și e barca de luptă. Mergem la război. Oamenii mă lăsați la arcuri și la topoare. Acolo în față sunt foarte mulți flamingo. Toc
Vedeți câți flamingo avem aici. O să încerc să țin telefonul cât mai fix. Sunt și pe Zoom și încerc să nu-mi tremure mâinile. Foarte frumos. Și mai avem pelicani undeva în dreapta, ne spunea. Ήταν οι μόνοι αυτοί που σταματάνε λέει κάπου με στή πράγμα είχε. Αν και τις κυνηγούσανε, τις σκότωναν κι όμως κάθε χρόνο χύνε. Κοιτάξτε βοηθεί βοηθεί φούμος έτσι. Σε αφλά έτσι φόρτα πρόπε δε δε Βουλγάρια. Έξω τα γρανίτσα. Acesta este un loc foarte, foarte bun să opriți în momentul când veniți din Grecia, de undeva de departe, cum am venit noi din Creta. Stați aici o noapte, dimineața faceți o tură cu barca, după care plecați acasă. Gata, Alina, te-am dus la Flamingo Boys. La Flamingo Boys and Girls? Da. I-am văzut cu binoclul. Ha? Am uitat cu binoclul la ei. Da. E frumos, aici e bine, e niște stai o barcă, ta, să stai, să te stai, să te uiți la ei. Da, dar e bine că nu se apropie părțile cu turiști. În zona lor de... E și apa mică, într-adevăr, dar nu se apropie în zona lor acolo de confort. Îi lasă adică nu-i da, nu-i deranjează, îi lasă liniștiți și bun. Erau și bizon pe partea alaltă, dar nu avem zoom-ul după și noi. Și păsările negre, am uitat cum se numesc. Cormorani. Așa. Deci avem cormorani, pelicani și flamingo. Da. Eu pelicani nu i-am văzut, am văzut doar flamingo. Am văzut în trecut pelicanii. Pelicanii okay. Sunt la gare, la aeroport. La gara de nord. Thank you. Thank you. El întreba dacă plătim separat. Asta vrea să știe, dacă plătim separat sau împreună. Mm-hmm. Ne-am oprit la cafenea exact unde ne-am oprit și anul trecut. Și am luat două cappuccini. Cappuccini? Vezi dacă mi-ai pus zahăr, am vrut doar un plic. Mai pude. Mai pune un întreg, da? Mai pune udu. Eu nu beau decât cu zahăr. Dar nu foarte mult. Zahăr brun, două pliculețe de fapt. Șase pliculețe mi-a dat pentru două cafele, de-a vreau nu s-a două. Deci ia. Eu nu pot. Alex bea cafeaua ca profesioniștii, fără nimic. Așa se bea de fapt, da. Eu nu sunt la nivelul ăla. Cum beau eu, de exemplu, dacă beau 2-3 cafele pe zi, nu pot să le beau pe toate fără zahăr. Poate beau un espresso fără, dar restul nu. Te-am dat pe topogan că bea ca profesioniștii, fără zahăr, fără nimic. Păi cine n-ai băbea cu zahăr, nu, doar amături. Și cu lăptic. Și cu lăptic. Iau razna.